Vești excelente pentru buzoianca Simona Stancu, una dintre cele mai apreciate arbitre din România, a fost desemnată pentru a oficia în turneul final al Ligii Campionilor, cea mai importantă competiție europeană a handbalului feminin. Nominalizarea brigăzii române vine grație prestațiilor excelente din ultimul an. Stancu și Năstase au arbitrat excelent în Liga Campionilor și la Campionatul European din decembrie 2020. La competiția disputată în Danemarca, cele două arbitre au împărțit dreptatea în cel mai tare meci al turneului, semifinala nordică dintre țara gazdă și Norvegia. Am fost deja nominalizate pentru Final Four Ligii Campionilor de la sfârșitul lunii mai. Deocamdată am înțeles că n-ai aflat ce partide vei oficia. Ne mai fiind nicio echipă românească participantă, nu mai este cazul să se gândească la astfel. Putem primi oricare dintre meciuri. Acum, probabil în urma acestui sezon, se va lua o decizie cât mai aproape de eveniment atunci. Cum nici SSM București, nici Râmnicu Vâlcea nu sunt prezente la turneul final, Simona Stancu și Cristina Năstase au șanse de a arbitra. Bineînțeles că ne gândim și la o finală. De ce nu? Toți sperăm să arbitrăm cât mai sus. Toți ne dorim o finală de Liga Campionilor. În momentul în care arbitrezi în fiecare lună meciul de Liga Campionilor, arbitrezi la campionate europene de senioare, campionate mondiale de senioare, doresc să arbitrez și finale. Pentru asta ne pregătim, pentru finale. Așa cum jucătorii se pregătesc pentru medalii, noi ne pregătim pentru finale. Din păcate, brigada tricoloră va fi doar rezervă pentru Olimpiada de la Tokyo. Din nefericire, săptămâna trecută am aflat că suntem doar rezerve pentru Jocurile Olimpice din această vară. O mare dezamăgire pentru noi, însă rămânem motivate pentru ce va urma. Urmează Final Four, după care vom continua în același timp pregătirea, că niciodată nu poți să știi ce va urma. Evenimentul va fi găzduit de Budapesta.